Fără sare, mâncarea nu are gust, însă poate deveni periculoasă dacă se depășește măsura. Mai toate alimentele din magazine, inclusiv cele considerate dulci, conțin sare, astfel că ajungem să consumăm prea multă. Corpul răspunde oricărui exces, așa că și în acest caz există câteva semne pe care merită să le iei în considerare. Nu există un consens general între medici în legătură cu cantitatea de sare care ar trebui consumată zilnic. Potrivit Asociației Americane a Inimii, ar trebui să consumăm doar 1500 de miligrame de sodiu pe zi, în timp ce recomandarea cea mai generoasă este de 2400 de miligrame. Cu toate acestea, aceeași organizație din Statele Unite ale Americii notează că media zilnică a unui cetățean ajunge la 3,4 grame de sodiu. Dar iată care sunt cele 5 semne ale unui consum ridicat de sare. Îți este mereu sete. Acesta este primul semn că ai mâncat prea multă sare, căci organismul are nevoie de apă pentru a restabili nivelul optim de sodiu. Senzația permanentă de sete apare atunci când corpul simte că nu are suficientă apă pentru a stabili un echilibru între cantitatea de sodiu și restul lichidelor, așa că trimite un semnal către creier că are nevoie de apă. Ai tensiunea ridicată. Sarea crește volumul sângelui din organism, care pune presiune pe inimă și pe artere, ceea ce se manifestă printr-o tensiune arterială mare. Ai probleme precum gastrită sau ulcer. Sarea favorizează dezvoltarea bacteriilor precum Helicobacter. Prezența acestei bacterii nu este sinonimă cu boala, însă de multe ori dă simptome precum dureri de stomac, balonare, lipsa poftei de mâncare. Ai mâinile și picioarele umflate. Persoanele care exagerează cu sarea se pot confrunta cu picioare și degete umflate, pungi sub ochi, o senzație permanentă de umflare în întregul organism, inclusiv balonare. Relatează digiworld.ro.